Astăzi vom face cel mai nebun badichi din România. Cu cartonul pe care le avem acolo în spate, am făcut rost de el de la o fabrică. Bă, a fost complicat de tot, am stat o oră în coloană. Nici nu vreți să știți prin cât am trecut ca să fac rost de cartonul ăla și ca să pot să fac vlogul. Suntem aici alături de Wiz. Wiz e cu mine de fiecare dată când fac ceva la mașina asta. Avem și un invitat special pe canalul meu, pe care probabil o să-l tot vedeți în vloguri. Take my fury. Mă, da. Abonați-vă canalul pentru că la 500.000, eu uite-i poștea, mă, la 500.000 mașina din spate poate fi a unuia dintre voi. Aruncăm în aer. Da. Nu? Cu ce începem? Pentru că e ruginit aici. O să-l folosim, îl punem aici. Ce, mă, ăsta acolo? Aici? Stai, mă, bă, stai, da, mă, stai, că trebuie să-i dăm și noi o formă, n-avem cum să o facem doar așa, gen. Fiate, veniți în coacă, face prima dată bara. Mamă, stai. Se omoară băieții acolo. Stai, fii atent ce am pentru voi, băieți. Mamă, mașina mea e groapă de gură. Până capăt? Cafele, păi. Deci e perfect cartonul ăsta, efectiv. Am băut o creață cu gene cafea. Perfect. Zi, mă! Exact cât bara. Da, mă, da! Uitați, avem aici catere, 3 la număr, că suntem 3 bărbați care facem asta și scoci. Te mai dă aici așa bara, știi? O, da, mă, da! Stai și tu, cam unde ești, al meu. Cam cât? Până ajunge la bară, cum ar veni. Hai că mă simt un aneu. Hai că pot. Am tăiat prost. Cum bagă asta înapoi? Dar scoate-mă la malacatorul ăsta mai mult. Ah, și băgăm sub asta. Păi așa mă gândeam, să băgăm sub asta, să fie cam haos. Da, uite ce bine ai tăiat, prostul satului. S-a pis pe bara noastră. Da, peticii, mă. Bine că ne-au dat băieții, am mult carton. Oh, fii atent, mă, că să-l băgăm. Coci, băieți. Bă, cât de tare! Doamne, cât de fericit sunt. Bă, cum se desface asta? Nu. Se pare că-s început să fac chestii. V-am luat scoș de la bunul. Știi cât am dat pe el? 20 ceva de lei. Cel mai ușor e să lucrăm ca Minecraft. Tot e un pătrat. Nu ne băgăm la cercuri. Nu poate, mă, lasă să fie și el acolo. Trage-te un pic mai. Mă morde, nu mă doare degetul. Vă, aici, da, aici, cu puțin chip. Gata, mă, și avem primul scoș pe mașină. Primul scoș. Băi, abonați-vă și voi la canal, n-aveți curaj. Ia, mama, mă, de ce mi-a dat mie cârpa asta de la zugă? Mamă, zgribă, seama asta o fac de pe bani. Uite, aici deja a dat rugina în ea. Bă, am o idee! Hai să facem mixuri de alea în faruri. Din scoci! Mamă, și alea și las pe mașină, nu le dau jos. Uite și ce, s-a dus. Ce am făcut, mă? Cât ei se ocupă să facă toate chestiile astea la bară, eu o să mă apuc să fac mixurile din faruri. O să arate demențial. Mamă, cum o să iasă mașina asta, băi? Bă, ce prost a rupt Wiz ăsta scociu. Eu sau tu? Bă. Hai, mă, stai liniștit. Am făcut-o de... Și-a bătut joc, bă, frate. Deci dăm like pentru că ne chinim, nu pentru că merită X-ul Robi. Bă, dar cum ai rupt, mă, scociu așa tu prost? Tu l-ai rupt ca un tâmpit prima oară, că eu când am tras de el s-a dus un... E bun. Aoleu, era să vin în deget. De ce? Avarii? Am apăsat cu burta pe cheie. Cu dacă ar vrea să stea și el scociul ăsta cumva să lucreze cu noi. Mamă, ce trei, fii atent. Stai așa să vezi cum se aude acum mașina. Se aude ceva, hai da like. Fii atent cum arată și când pornești farurile. Altceva, ia vezi. Foc. Dă-i op, frate, dă-i op. Lasă pârlii, jur. Păi mi-ai dat foc, mă, mi-a dat, bă, atâta flacă care era. Bă, unde-i scociu? Nu știu, l-am pierdut. Bă, unde-i scociu? Cum a fugit scociul ăla? Mă, unde e ăla, mă? Bă, unde-i scociu? Hai, fără mișto, hai, mă, zi. Bere, nu l-am luat, eu n-am unde să-l bag. Pirile, l-ai luat tu? Bă, unde-i scociu? Nu știu, frate. Ia, vezi, mă, unde era? Păi prostul care era în spate. Dar cine s-a dus în spate, mă? Și apa. O măsură-i dau. Cum facem să nu mai dea în cauciuc? Începem operațiunea taie aripa. Ești frumos, da? Drept. Am dat în cauciuc. Putează. Nici merg like pentru asta. Vezi că e bombă. Am tăiat ceva plastic. E bine, dă-l jos, că nu mai avem nevoie. Weight reduction. Nu, asta e de la mașină. Eu când lucrez la asta, vă dau vouă task. Faceți ceva pentru capotă, faceți o daia. Știi ce zic? O view. Cum aveam modelul ăsta. Ah, dalea de M, știi tu, nebunii dalea de. Îi fac grile dalea și mecher, frate. Ori grile dalea, fii atent. Ori îi facem un good bump dalea. Știi ce zic? Da, gen, e un carton mare, cred că ia stai că ți-l caut eu. Și fii atent că avem o varietate de cartoane. Mulțumim, Mădălin, că ți-ai cumpărat dulap. Mamă, păi vine să-l fac eu. Asta o să le puneți un carton jos și o să veniți cu un carton peste ca să stea asta ridicat, gen, de na, știi? Te facem daia. Puf. Nu știu cum se cheamă. Eu tot da, zic. Mă, da, știu eu cum se face. Cu din căderea capotei, știi de aici? O să vină așa și aici o să veniți cu un carton peste. Da, mă, da. Cred, da, mă, da. Voi faceți aia, eu mă ocup să fac aici designul, da? Și aduc ăsta bani pentru cameraman. Iau jocată ăsta, așa să vedem, băi, ce facem. Uite asta. Da, așa, da, aici, gen. Da, exact. Păi nu, fii atent, o punem până în nările astea aici. Pune, nu merge. Pixul. A, ba da. Cum să nu meargă, mă? Merge, mă, dar merge mai greu el. Nu știu dacă s-aude. Ce-a trecut, bă? Ce s-a? O fi bișoi? Are benzinar? 640i. A, atunci e el. Asta e rău. Eu să nu stai ce e pe sub, gen, bara mea pe bune. Oricum cartonul ăsta nu e pe vecie pe mașină. V-ați abonat? Ce tare! Vă motorul pe aici. Dacă mai dai două gropi, îl vezi pe jos. Haha, furia amuzantul. Nu văd. Mamă, mi-a bătut soarele în ochi și am tăiat prost. Okay. Ce scuze. E ok. Bă, dar voi de ce ascultați, mă, ce vorbesc eu aici? N-aveți și voi treaba voastră să faceți aia? Păi nu, noi ne descurcăm aici, merge perfect. Mamă, ia vino cu asta, țară, ce am făcut, furii. Mamă, că e tare, ești nebun. Vezi?
vezi că e tare. Dar adică trebuie să o faci mai lungă, bă, ca să se aplece așa. Nu, vezi că e bine și după aia tăiem din colțuri, gen de aici, dânga dreapta de aici, tăiem din... Mamă! Pe asta zic, știi, când apeși pe aici se curbează un pic, se face haos. Ce bine era să iasă și motorul pe sus. Băi, dacă vă plac clipurile astea, adevărat, nu uitați să apăsați și voi butonașul de like, să vă abonați canalului, ca să-mi dau și eu seama, gen, ce vreți să fac pe canal. Practică asta când s-a ridicat, aia trebuie să intri pe aici. M-am tăiat în cartoanele astea, aveți grijă. Asta e o problemă. Dacă strângem la vlogul ăsta 10.000 de like-uri, data viitoare facem vezi mașina barcă. Suntem chiar la știți cum era în GTA când se întorc groțile când așa? Ia vezi, vere, chiar cred că am făcut-o egal. Deci ca să înțelegeți, eu sunt stângaci. Dacă tai eu cu stânga, credeți-mă, nu e bine deloc. Că așa sunt stângaci. Da, bă, dar ideea e că mai sunt și prost, e problema. Păi și eu ce crezi că sunt stângaci această? Sunt 3. Zic că avem în total 6 neuroni. 2 se dau în balansoare, aia 400 și se uită la ei. Acum nu știu ce să mai fac. Hai că suntem dacă e simetric, dacă e. Mamă, mamă, am dat în lipul meu de pe mașină. Mi se pare mie, sau diuzele de la acest BMW sunt puse strâm. Ce să alegi? Deci știți atent, mă, vin aici drept cu ea. Nu mă, nu, ești tu nebun. Stai capota strâmbă. Bă, cred că e capota strâmbă. Cred că e capota strâmbă. Așa, bun, și acum o să ască să vezi. Nici măcar n-a stăiat asta, egal, proștilor. Da, mă, scuze-ne pe noi. Robi, la mașină e o vorbă. La final, o scoți din pâine. Nu înțeleg. O tragi din pâine. Tot nu înțeleg. Nu înțelegi tu de-astea. Ce, bă, Robi, ce faci acolo? Bă, Robi, ce faci aici? Fac model. Ai vrut să faci competiție lui Picasso? Ia uite-l pe Brâncuș de România. Bă, ce bine că avem cartoanele astea, bă, că știi ce bine stau pe ele? Mamă, dacă n-am tras audio la valierele astea, să-i ce bătaie dau lui Iz. Tai acum și după aia o reglăm, bravo. Scoatem din pâine. Păi dacă filmez vloguri cu oameni care au 42 de ani, bă, mâncava și gura voastră, ei știu vorbe de-astea cu scoatem din pâine, cu... Bă, ce tot comentezi acolo? Dar ia să aveți grijă că să nu zgârie vopseaua. Aia pe care ai dat cu cutter-ul? Taci. Ai dat cu cutter-ul pe aici prost? Da. O scoatem din pâine. Mamă, păi am dat eu acum mâncația și mare cutter ce mi-a scăpat în bară. Are calorifer, ce o fac? Are și încălzire exterioară, mă? Are, are și podea. Când motorul porni mult, se încălzește de voia, mamă, 120 de grade are apă. Bă, aici dau în bară. Bă, vere, eu aici dau în ceva că îmi vine lama da, de la cutter. Da, ceva. N-am dat în viața mea în ceva. Până aici, mă. Că se și mișcă. Bă, stai, lasă-le mă în pace. Sunt bucătar de jlen micuc, știi că stau doar cu top modele. Opa, dar de la ce e asta? Bă, nu știu, eu cred că am făcut piesă, băieți, eu cred că am făcut piesă. Bă, eu ce tai mai? Stau în ceva din bară pe bune, că uite că îmi vine lama înapoi. Indicat ar fi să nu tai toată mașina, știi? Doamne, ia ce greu e, ce mă doare gâtul. Bă, artă pentru abonații mei. Mamă, ce tare este! Bă, uite, știi la ce erai tu bun, bă? Ia zi. L-a modificat mașina cu vreo 50 de ani, știi, când erau făcute cu kit de-alea bombastice, da, știi? Bă, fără e... mișto, mă doare gâtul de mor. Nu uitați, bă, dacă vă place ce fac, să vă abonați canalului, pentru că aș aprecia foarte mult dacă faceți asta și să puteam să vin pe like. Bă, vezi, bă, că e bine să fie mai mulți proști. Sunt mai multe idei proaste, faci una bună, mă. Mai știi, bă, când te duceai în excursie și mirosea în autocar la sandwich de la cu șnițel? Sau asta l-am și cașcaval, dar de la transpirare. Mă, vere, adevărat. La tine am stat cu 20 de ani, când ți-a aduce aminte. Două măsuri trebuie să-i mai dau, ai și e bine așa, ia. Tu pot tăi în capota pe interior. Bă! Bă! Nu, nu, vino mai aproape. Oh, fuck! Atacul de degețelul? Ce-a făcut, mă, grilajul, ia uite, grilajul din jilava a făcut aici. Bă, să aveți grijă, vă rog frumos, eu sunt prost rău. N-are sânge pe cameră. Nu e sânge. Fent, acum e o cană. De așa pun gratis. Bă, mie îmi place până acum, să știți. Vezi că e bine. Vezi că e bine, rău de tot. Da, mă, da. Așa, Robi. Se iasă așa și în realitate. Dacă e cineva aici care știe să facă body kit-uri, dar gen pe bune să le folosim pe mașină, lăsați-mi un mesaj pe Instagram. Un băiat care din greșeală colantează mașini. Mi chiar îmi place vlogul ăsta. Jur. Bă, și mie, și mie îmi place rău. E tare rău. Mai trebuie un cutter. Aici. Ia, păi tu n-ai nevoie? Bă, dar am luat 3. Mai mult așa. Bă, da, ce adânc m-am tăiat, adevărat, vezi? Bă, până atunci ce o să fac? O să fac capacele la oglinzi. Vreau și eu un cutter. Mamă, ce era să mă tai. Bă, dar am luat 3, să avem fiecare câte unul. Eu de ce am rămas fără cutter? Am dat măsură în capotă. Dați așa că trebuie să dau forma la oglinzi. Bă, asta e prima, dar la a doua vă dați seama ce treabă bună facem. Bă, cum fac mă oglinda? Vezi să fac eu oglinda, tu oglinda, vedem care e mai șmecheră? Da. Bă, ce m-am tăiat, bă, gamea aș. Ai și prost rău. Bă, ce prost aici oglinda mea. Of, sunt supărat, bă, cu ea. Ia mă, furi, ce faci aici? Nu mă judeca, te rog. Tu ce ai făcut? Două. Dem, dar gen n-am mers. Mie chiar îmi place. Bă, ce bate vântul, ce frigheț și m-am tăiat. Bă, numai rele, bă, s-au întâmplat. Da, măcar este mașina tare. Hai să vă arăt cum arată momentan mașina. Arată cam așa, mie îmi place rău. Oglinda lui Fury. Partea de sus chiar e tare, aici e ok. Dați, bă, o notă, hai mă, că e mai tare. Înainte să fac aia, eu vreau să mă duc să fac ceva în spate la spoiler. Ce mai mult mai tare? Ce a făcut mă Robi acolo? Nu știu. Naș pară, mă. Design de Prahova. Eu vreau să fac aici în spate ceva nebunie la spoiler. Dar să văd cum fac asta. Bă, sincer, noroc cu cartoanele astea la Dr. Bac, că ne-au ajutat. Asta vreau să te întreb, de unde a făcut rost de atâtea cartoane? Stai atâta. Dați în comentarii care oglinde mai șmecheră. Imaginați-vă că la mine ar fi niște flăcări. Și eu acum aici trebuie să-l bag cumva așa. Bă, nu știu cum să fac, bă. Păi și eu cum fac dacă n-am făcut? Am luat doar unul, că-s prost. Bine, și 30 de lei scociu. De-aia n-am luat mai multe. Ah, by the way, voi probabil când vedeți clipul ăsta e un live programat pe canal. O să fie cel mai nebun live din România, eu vă promit. Intrați acum pe premieră. Ia uite la aici pe creier. Băi, intrați neapărat, o să fie genial. Ce o să facem pe live-ul ăla? Și nu doar live-ul ăla, că dacă merge bine și la oameni le place, o să fie mai multe. Mai multe live-uri. Intrați pe premieră și activați notificarea, să fiți notificați. Dai bac la pațel! Dă-și mie scociu.
Aha, m-a pus și frică mie. Da. Gata, mă, și stă, ia. Vreau și eu puțin scoci. Grijă ușor, hai să nu stricăm fantoma asta, că e păcat de ea. Dar mai cu tare de suflet, așa, un pic. Vreau să-i curba. Păi ți-ai stai. Păi tai mânuța și eu, dar ești ca aici e greu de decupat, vezi? Eu știu că am mânuța. Mamă, ai tăiat capul. Bă, dar tu vezi ce mișcări de mânuță am? Mamă, săraca capota la mașina asta. Sau că trebuie să-i facem ochi. Un ochi? Era să-mi plece mie degetul. Doi ochi și gura. Gata, și avem și fantomița. Și asta auto unde vine, mi-o ține și ștergătorul. Cantare, pasagerul meu, pasagerul prințesă. Stai foarte mult pe detaliile alea. Vezi ce a făcut omul meu aici? E gata, nu aia. Se fini, bombă. Trebuie să-l îndoi pe jumate și să-l pun aici, cumva, ca să-i dau și o formă. Eu mă lup cu cartonul ăsta aici. E o mică problemă. Seamănă? Nu. Bă, Wiz! Da? Nu cred că mai contează, stai. Nu mai contează. E distrus. Mă, vezi că a plecat designul. Bă, dar n-am loc între roți. O, Doamne, cât de greu e. Nu înțeleg cum l-a pus ăsta, mă. Bă, dați-mi un cutter, vă rog. Ia-l. Mersi. L-a prins cu ochiul. Bă, ce muncă grea. Hei, salut băieți. Bă, dar o să am și nevoie de scoci. Cum a prins mă ăsta? Cu bușă. Dă-și mie niște scoci. Imediat. Ca să-l pun aici în loc. Am pierdut cutter-ul. Doar mai vrei unul? Nu. Că pe ăla l-a arunci deschis. Dă-și mie scoci. Pa, te-ai prins. Ce frumos e să lucrez cu prietenii tăi la mașina ta. Bă, eu chiar am planul margin. Chiar vreau să iasă un E36 diferit. Ce moftică rău e că am luat 1.6 benzină și în 40, dacă era cupe și 2.5. Dar oricum, chiar dacă e 1.6, nu rămâne așa. Stați liniștiți, băieți. Eu tot o să fac cel mai frumos E36 din România. Mi se pare că Muntre a avut E36, ăla negru, dar chiar vreau să-l fac tare rău. Pe ăsta nu să-l fac negru pentru că nu vreau să-l fac mașină de mafie. O să fie special. Credeam că o să iasă un dezastru, dar e un dezastru frumos. Vezi că chiar începe să arate tare. Tare. Mi-a dat Robi scociul, da? Ah. Bă, da, te-ai bătut joc, bă, să-ți trească ție. Bă, taie de joc. Avem o problemă. Am tăiat-o cu stânga. De frumos arată, bă, băiatule. Băieți, vreau să-l numiți pe ăsta în comentarii. Ce nume îi punem la tovarășul? N-am făcut o cutie. Nu e, așteaptă, dai puțin să vezi proiectul final. Merge, mă, dă-i așa, e jumate. Zici, mă, că e bine. Nu așa. Nu e ok. Vrem, băi, băieți, că ne-am băgat la creație. Vrem să ascundem roata din spate. Mai de mult erau niște mașini așa cu caroseria peste roata din spate și vrem să facem aceeași chestie, să vedem dacă ne iese. Cum facem asta? Tăiem o bucată de asta. O punem aici ca să nu dea roată. Să fie distanțier, știi ce zic? Da. Și după aia gata, e perfect. Tot nu mergi cu viteză sau intri la roată, în rest? Gata, așa facem. Haide. Mă, de-abia aștept să vedeți clipul cinematic cu mașina când o să fie gata. Poate chiar e stângaci. Băi, n-am glumit. Ce om dubios. Asta trebuie să o punem așa aici. Asta un pic mai jos, cred. Punem sus la mijloc să lucrăm amândoi în același timp. Gărcitule. Bură. Ce ori oamenii ăștia care stau și se uită la noi, mă? Ce-a făcut, m-a făcut sobă? În mod non-ironic. Arata ceva, nu? Oricum, noi nu putem să mai deschidem ușa spate. Îmi zice miau când vrea să o dau cu pisicuța. Nu, dar mai auzit asta undeva. Cred că scot piesă. Aici, din lateral, chiar se vede bine. Sincer, lasă caferul, că mie că facem pană. Așa, un semicerc. Acum te duci drept. Scoți. Nu la mine. Băi, scociu. Bă, unde e scociu? Ce-a vezi, Firi? Ce-ai făcut, băi? Ai făcut urechi? Nu mă mișca! Ce prost ești! A, stai că trebuie să lipesc asta cu scoci. Vreau să vă zic că tocmai a trecut o doamnă și a făcut cruce când ne-a văzut. Doamne, bă, cât iubesc mașina asta și cât de mult poate să-mi placă, nu înțeleg. Pare că noi iubești atâta ce văd aici, dar iubirea se face și cu forța, băieți. Nu! Bă, dar de ce nu mai stăm, mă, cum stăteam partea aia altă? Dacă vă place ceea ce fac pe canal, nu uitați să vă abonați neapărat și să apăsați butonul de like pentru că asta mă ajută pe mine foarte mult și nu uitați că la 500.000 de abonați voi puteți să câștigați mașina din spatele meu. Nu o să vă dau cu carton sau dacă vreți cu carton sau și eu fac într-o zi full carton, dar o fac bine rău de tot, dar o să urmeze foarte multe modificări la mașină. Aici o să cenzurez tot ce am zis pentru că nu o să auziți încă. Motor de M. Motor de M care e 400 de milioane motorul. Și trebuie să vă și arăt acum cum arată mașina. Deci avem bara, avem X-urile în faruri, avem asta pe capot, avem și astea. Praguri, avem oglinzile făcute, chestia aia sus, fantomița. Asta în spate și mare spoiler. Puteam să facem mult mai multe chestii, dar nu ne mai permite ceasul. Ia uite-o mă cum arată. Bă, mie îmi place rău de tot. Urmează să facem curat, să punem cartoanele astea undeva, cred că le băgăm în spate. Hai să vă arăt totul tare. Păi și cu mașina trebuie să facă. Vizația noastră frumos aici, dacă îmi pică ăsta în cap mă omoară și scap și camera și e rău. V-ar fi frică mă dacă aș fi la semafor cu mașina asta și voi ați fi cu gagica în dreapta. Nu glumesc. Și hai să-i dăm cu pirolul! Da, mă, da, mamă, ambreiaj. Încă o dată mulțumim. Abonați-vă, apăsați butonul de like, dați-ne follow, subscribe, băieți. Pa!